S-a îmbătat, apoi a urcat la volan. Un tânăr de 33 de ani, dar și o șoferiță în vârstă de 26 de ani au fost prinși în trafic în stare avansată de ebrietate. Ambele cazuri au avut loc pe 15 mai. În jurul orei 17, polițiștii care patrulau în localitatea Gura Camencii din Raionul Florești au observat o mașină ce se deplasa haotic pe traseu. Oamenii legii au făcut semn șoferului să oprească, ultimul însă a ignorat cerințele legale. În cele din urmă, automobilistul de 33 de ani a fost oprit din drum, iar testarea alcoolscopică a demonstrat că el avea o concentrație de alcool de 1,72 mg pe litru în aerul expirat. O oră mai târziu, un caz similar a avut loc între satele Hincăuți și Rotunda din Raionul Iedineț. De această dată, din drum a fost oprită o șoferiță de 26 de ani și ea, la fel, a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,53 mg pe litru. Nu știu dacă am servit asta. Am servit. Mai mult, s-a stabilit că mașina pe care o conducea nu îi aparține tinerei, așa că șoferița a fost înlăturată de la volan, iar oamenii legii au întreprins toate măsurile pentru a identifica proprietarul autoturismului. Menționăm că pentru condusul în stare de ebrietate avansată, șoferii riscă până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității cu anularea permisului de conducere. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în ultimele 15 zile au fost prinși 242 de conducători auto în stare de ebrietate la volan, dintre care 154 în stare avansată.